CSM Suceava și-a trecut în cont două medalii de aur prin Bogdan Pop la categoria 35 de kg și Ioan Bolan la 42 de kg. Teodor Chira, sportiv legitimat la LPS Suceava, a câștigat la rândul lui titlul național în cadrul categoriei 85 de kg. A patra medalie a delegației sucevene a fost obținută de Cosmin Mihalache, medaliat cu bronz la 59 de kg. Alți trei sportivi, pregătiți de Valerica Gerasim, Andrei Bolohan și Daniel Ciubotaru, s-au clasat pe locul 5 în cadrul competiției de la Târgu Mureș. Este vorba despre Giovanni Popovici la 42 de kg, Teodor Vodă la 35 de kg și Petrișor Munteanu la 85 de kg. Sunt rezultate foarte bune, peste așteptări, mai ales dacă ținem cont că au participat 900 de sportivi din întreaga țară. De altfel, în urma evoluției avute, Teodor Chira a fost convocat la lotul național pentru a participa la Balcaniada de Junior 3, a declarat antrenorul Valerica Gerasim.